Autoritățile din România au în vedere o năspire a controalelor la frontieră după ce au constatat că din spațiul Uniunii Europene vin transporturi de ouă a căror origine este necunoscută. Respectiv, ouă nemarcate la producător, a anunțat șeful ANSVSA Radu Roatișchețan. Ouăle din România Așa. sunt verificate și sunt uh, industria noastră de profil. Cea de pasăre este una extrem de matură și responsabilă. Noi ne confruntăm cu altceva. Ne confruntăm cu faptul că din spațiul Uniunii Europene vin transporturi de ouă, a căror origine este necunoscută pentru cei care fac acest tip de activitate, și înăsprim controlele în privința a ceea ce înseamnă transporturile de ouă și carne de pasăre în România. Câte astfel de transporturi ați identificat până acum? Cum arată o am, analiză? Am avut acum patru uh, săptămâni din uh, Polonia o problemă. Uh, faptul că înăsprești controlele înseamnă că dai un semnal în care lumea înțelege că nu-și poate permite să invadeze spațiul altei țări, chiar dacă este europeană, și își ia măsuri precautive în care ori nu mai transportă, ori o face la modul cel mai transparent și legal. Rămâne... Ceea ce pot să vă spun este că se diminuează numărul intrărilor. Este un semnal. Radu Roatișchețan a precizat că ouăle care au venit din spațiul UE erau nemarcate la producător, intrau în România și ulterior erau marcate în diferite zone sau depozite intermediare, iar după aceea se punea în consum. În România, producătorii au obligația de a marca pe fiecare ou ziua, data și ora la care el a fost obținut. Conform Uniunii Crescătorilor de Păsări din România, producția autohtonă se ridică la circa 450 de milioane de ouă lunar. Campania de depunere a cererilor pentru 2016 s-a încheiat. 958 de fermieri olteni încă așteaptă însă subvenția pe suprafața aferentă anului trecut, informează Gazeta Nouă. Reprezentanții Apia spun că aceștia își vor primi banii până la sfârșitul lunii iulie. Mai sunt 958 de fermieri din județ care trebuie să-și primească banii. S-a luat aprobarea Comisiei Europene ca acești bani să se plătească până pe 15 octombrie. Este termenul limită, dar și ei își vor încasa banii mai repede, în maximum două săptămâni, a declarat George Dumitrescu pentru Gazeta Nouă. În acest moment, specialiștii API verifică dacă au loc suprapunerii ale suprafețelor agricole pentru care s-a cerut subvenția pe 2016. Fermierii cu nereguli sunt chemați pentru clarificări. După lungi discuții care au durat timp de mai mulți ani, Rusia a adoptat o lege care interzice cultivarea plantelor și creșterea animalelor modificate genetic. Excepție fac studiile de cercetare. Potrivit agroinfo.ro, odată cu interzicerea cultivării și consumului organismelor modificate genetic, Rusia a eliminat și importurile de produse transgenice. În conformitate cu noile norme, importatorii de produse modificate genetic sunt obligați să se supună procedurilor de înregistrare. Importurile de astfel de produse în Rusia vor fi interzise după studierea impactului asupra oamenilor și a mediului înconjurător. Este încă neclar modul în care se va efectua controlul și care vor fi amenziile aplicate în caz de nerespectare a acestor reglementări. Totodată nimeni nu știe care sunt alternativele la importurile de soia din America de Sud, unde aproape toată producția este bazată pe biotehnologii. Rusia importă anual aproape 2 milioane tone de soia și 0,5 milioane tone de făină de soia pentru producția de furaje combinate. În acest context este greu de stabilit dacă Rusia va suspenda cu adevărat importurile acestor bunuri. Vremea este într-un proces de încălzire treptată pe aproape întreg teritoriul agricol al țării. Aprovizionarea cu apă accesibilă plantelor de porumb în stratul de sol 0-100 cm va prezenta valori satisfăcătoare până la apropiate de optim și optime în aproape toate zonele de cultură ale României. În general, condițiile agrometeorologice prognozate vor fi favorabile pentru desfășurarea proceselor de creștere și dezvoltare la speciile prășitoare și pomi viticole în cea mai mare parte a regiunilor agricole. La culturile de orz de toamnă aflate la maturitatea tehnologică se vor extinde lucrările de recoltare la nivelul întregii țări. În funcție de data semănatului, grâul de toamnă va parcurge maturitatea în ceară și deplină 20% pe aproape întreg teritoriul agricol, continuându-se recoltarea în aproape toată țara. Cultura de rapiță se va afla predominant la maturitate de plină 30% și recoltare pe întreg teritoriul agricol. La floarea soarelui se va înregistra formarea capitolului și înflorirea 10% în majoritatea zonelor de cultură, iar pe unele suprafețe din sudul țării se va putea declanșa maturitatea în ceară 10-25%. La speciile de sâmburoase și semințoase vor predomina fazele de creștere a rodului și înfrunzirea în aproape toate plantațiile pomicole, iar la soiurile de cireș, vișin, cais și piersic aflate la maturitatea de plină se vor extinde lucrările de recoltare, informează Administrația Națională de Meteorologie.